Dragi frați și credincioși în Hristos, în această zi a 23-a să-i cerem lui Iisus să ne învețe să luptăm împotriva celui rău. Să-L invocăm pe Duhul Sfânt. Vino, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a ta luminoasă rază. Al săracilor Părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Bunele mângâietor, oaspete prea iubitor, dulcea noastră răcorire, tu întrudă alinare, în căldură și răcoare, mângâiere în mâhnire. Peste cei ce ți se închină, tu revasa ta lumină, halul tău îmbelșugat. Pentru a omenirii vină, firea întreagă, cum suspină, grav rănită de păcat. Spală ce e întinat, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit. Moaie tot ce e împetrit, încălzește ce e răcit și îndreaptă ce e greșit. Celor care te cinstesc și pe tine te slujesc, dă-le harul înșeptit, răsplătește-a lor iubire cu suprema fericire sus în raiul nesfârșit. Amin. Aleluia. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Venind la discipoli, a văzut o mare mulțime în jurul lor și cărturari care discutau cu ei. Îndată ce mulțimea l-a văzut, a rămas uimită și a alergat să-l întâmple, iar el i-a întrebat, despre ce discutați cu ei? Atunci, unul dintre mulțime i-a răspuns, învățătorule, le-am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. Ori de câte ori îl ia în stăpânire, îl trântește la pământ, iar el face spume, scrâșnește din dinți și înțepenește. Le-am spus discipulilor tăi să-l alunge, dar nu au putut. Atunci el le-a răspuns. O generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceți-l la mine. L-au dus la el și când Duhul l-a văzut, îndată l-a scuturat pe tânăr și căzând la pământ, se zvârcolea, făcând spume. Iisus l-a întrebat pe tatălui, cine este, cât timp este de când îi se întâmplă aceasta? El i-a zis, din copilărie, de câte ori l-a aruncat chiar și în foc și în apă ca să-l facă să piară. Însă, dacă poți, îndură-te de noi și ajută-ne. Iisus i-a spus, dacă poți, toate sunt posibile pentru cei care cred. Tatăl copilului, strigând, a spus îndată, cred, vino în ajutorul necredinței mele. Văzând Iisus se adună mulțimea, i-a poruncit cu asprime Duhului necurat, spunându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc. Ieși din el și să nu mai intri niciodată în el. Strigând și scuturându-l puternic, Duhul necurat a ieșit, iar el a devenit ca un mort, încât mulți spuneau că a murit. Însă Iisus, prinzându-l de mână, l-a ridicat, iar el a stat în picioare. Apoi, intrând în casă, discipolii l-au întrebat aparte, de ce noi nu am putut să-l scoatem? El le-a răspuns, acest soi de diavol nu poate fi scos cu nimic în afară de rugăciune. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Prin devedecarea tânărului epileptic, Iisus ne transmite mai multe învățături. Prima este cu privire la credință. Este întrebarea pe care a pus-o acestui om. Crezi? Dacă poți, toate sunt posibile pentru cei care cred. Acest lucru trebuie să ne întrebăm cu ce credință cerem și noi lucrurile lui Dumnezeu. Suntem convinși că Dumnezeu poate să rezolve problema pe care noi o avem? De aceea vă spun, tot ceea ce veți cere în rugăciune, credeți că ați primit deja și vi se va da. Ne spune Iisus în Evanghelia Sfântului Marcu, în capitolul 11, versetul 24. De asemenea, Iisus ne învață prin această eliberare că această specie de duh rău nu iese decât prin rugăciune și post. În alte evanghelie este adăugat și acest lucru în afară de scos cu nimic în afară decât de rugăciune și post.
Evanghelia care am auzit-o nu este. Însă, în unele traduceri, este adăugat și cuvântul post. După cum putem vedea, această specie de demoni, odată ce intră în viața unei persoane, poate să aducă moarte fizică și spirituală, precum bulimia, epilepsie, anorexie, depresie, sinucidere, lucruri foarte greu de înlăturat. Îmi amintesc această persoană din Paraguay care spunea: am avut în timpul postului un moment de tristețe profundă. A fost o perioadă în care am plâns mult și chiar am simțit niște înțepături la inimă. Iisus m-a liberat de duhul depresiei. Este un duh al morții care mi-a tulburat mulți ani în viața și m-a condus spre idolii falși de vindecare, yoga, reiki, practici orientale. Ne întrebăm de multe ori de ce chiar și în post am avut această tristețe, nu? De ce această persoană din Paraguay a avut această tristețe? Este ca o durere a lui Iisus în noi, că nu ne-am încredințat în El, ci am mers spre alte practici care nu sunt, care ne apropie de Dumnezeu, ci chiar ne îndepărtează. Da, Iisus ne dă o inimă nouă. Le voi da o inimă nouă și voi pune în ei un duh nou. Voi îndepărta din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne ca să umble în hotărârile mele, să păzească judecățile mele și să le împlănească. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Aceasta este voința lui Dumnezeu, să umblăm după voința lui Dumnezeu. Domnul m-a eliberat, spune această persoană din Paraguay, de duhul necurăției, în ciuda faptului că a trebuit să sufăr puțin și să trec prin câteva episoade de rău de stomac. Aceste lucruri și această adorație, această prezență continuă a Sfintei Fecioare Maria cu Sfântul Rozar în viața mea, cât și Sfânta Liturghie, am reușit să înlătur acest lucru al necurăției, acest duh al necurăției. A fost o luptă, dar am înțeles că Iisus mă iubește și chiar mi-a schimbat caracterul. Cu cât mă apropiam mai tare de sfârșitul postului, bucuria din suflet creștea. Iisus mi-a schimbat caracterul, am început să fiu mai optimistă, atât în privește viitorul cât și prezentul. Încrederea în mine și în ceilalți a crescut și astfel chiar am putut simți în sufletul meu cum Dumnezeu, atât mie cât și celorlalți, ne rezervă lucruri foarte frumoase în viitor. Trebuie să recunosc că aveam unele zile dureri de picioare, de cap, însă în cele din urmă au dispărut. Într-adevăr, Iisus este totul în viața noastră și această persoană chiar a spus: în ultimele zile am puțin tristă, deoarece se apropia sfârșitul acestei perioade atât de frumoase. Nu doream să se sfârșească, mă simțeam foarte aproape de Dumnezeu, viața mea depindea numai de Iisus și alimentul meu era trupul în Sfânta Împărtășanie. Mă împărtășisem zilnic și simțeam cum Duhul Sfânt îmi luminează viața și conștiința. Pot să vă sfătuiesc, această persoană spune, veți avea mult de câștigat dacă cereți acest har al postului. Veți putea pierde din păcatele capitale și din duhurile care vă stăpânesc viața și veți putea să trăiți în Duhul Sfânt cu darurile Duhului Sfânt. Pace, bucurie, generozitate, răbdarea și bunătatea. Toate aceste lucruri sunt un dar al lui Dumnezeu. Odată ce Duhul Sfânt intră în inima noastră, noi putem simți toate aceste mari daruri al lui Dumnezeu. Și putem spune, precum această persoană care din Milano, care a postit, ea a meditat aceste cuvinte ale lui Iisus din capitolul 15 al Evangheliei Sfântului Ioan. V-am spus aceasta pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Cu cât îi vom cere harul acestui post, spune această doamnă, cu cât gândurile, ochii, inima și corpul și gestul ne învață să trăim în voința sa divină. Ne dă pace, bucurie și speranță. Sfântul Papa Francisc, în postul mare din 2018, spunea:
Invit în mod special membrii bisericii să înceapă cu zel acest post mare, susținut de prin pomană, post și rugăciune. Dacă în multe inimi se pare că milostivirea s-a stins, în inima lui Dumnezeu nu s-a stins încă. El totdeauna ne dă o nouă șansă pentru a începe să iubim din nou. Cu iubirea în suflet să-i cerem harul credinței ca să putem lupta împotriva celui rău, pentru că putem putea vedea cum toate lucrurile și bolile care, de cum am văzut din Evanghelia care am ascultat-o, să poată fi înlăturate din viața noastră, din familia noastră, să avem credința acestui tată, acestui care avea fiul bolnav de epilepsie, să avem acea credință cât un grăunte de muștar. Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în ziua 23-a postului, îți cerem să îl trimiți pe Duhul Sfânt cu darul credinței și de neclintit, pentru a putea lupta împotriva celui rău, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra uneia fiecare dintre voi și să rămână cu voi toate zilele vieții voastre. Amin, amin, amin.